Multă pace, dragilor! Suntem iarăși împreună și Dumnezeu a îngăduit ca tehnologia să ne poată uni dincolo de timp, de spațiu și mai ales Duhul Domnului ne unește într-un anumit duh, în spiritul escatologiei. M-am gândit pentru această întâlnire să deschid Evanghelia după Matei, capitolul 24. Și este așa numită parabolă escatologică a Domnului Hristos. Și de ce spun că e bine ca să abordăm această parabolă sau în această lumină să vedem totul? Pentru că noi trăim efectiv în acest timp și suntem mai conștienți decât toate generațiile de până acum, decât prima generație a bisericii primare, decât cei din timpul chiar a așteptării sfârșitului după previziunile sau interpretările primilor adventiști mileriți. Suntem într-adevăr în timpul din urmă. Iar ceea ce noi trebuie să facem este nu atât să prospectăm vremurile, să vedem oare ce semne mai sunt, ca și când semnele ne acordează nouă trăirea spirituală, în loc să fie cele de relație personală cu Hristos. Și aș dori să deschid Evanghelia după Matei, capitolul 24, să citesc ca mini-introducere versetele 42 la 44. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Sunt două elemente, timpul și evenimentul. Evenimentul este parte din doctrina noastră, să dea Dumnezeu să fie parte și din spiritul, din pregătirea, din expectanța noastră. Iar timpul este incert. Pentru că e un lucru clar, timpul ne va surprinde absolut pe toți, pentru că toate fecioarele sunt găsite dormind. Și acum aș vrea să încep propriu zis parabola. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragii mei, istoria aceasta, dacă vrei, este o proiecție a stării Bisericii Sfârșitului. Și, practic, Biserica Sfârșitului se polarizează în două categorii. Robul înțelept și credincios, în două trăsături, și robul rău. O să vedem imediat în ce constau elementele distinctive, în ce constă înțelepciunea, în ce constă credincioșia. Și în ce constă răutatea? Din capul locului vreau să spun că această parabolă este o parabolă tulburătoare. Pentru că ne putem vedea în oglinda istoriei celor doi și dacă avem inima deschisă, dacă conștiința este activată, putem să ne regăsim mai mult sau mai puțin într-una din cele două categorii.
Cele două categorii nu sunt emergente, nu sunt penetrante, ele sunt polarizate, ca nordul și sudul care sunt despărțite, ca răsăritul de apus. Și nu poți să faci compromis să spui, sunt și înțelept, sunt și rob rău. În ce constă înțelepciunea? Și ce înseamnă înțelepciune? Nu e deșteptăciune, nu e capacitatea minții de a reține date. Ci înțelepciunea în mod special stă în a judeca la rece, după legea cauză-efect. Și cauză-efect să bată departe, deci să fie în perspectivă. De obicei se știe că oamenii se gândesc, trăiesc viața ca și cum ar trăi veșnic. Ei nu văd înainte. Dacă am o zi bună, dacă merg toate bune, atunci e ok. Ce-o fi? Nu știm. O vedea noi atunci. Și asta nu e înțelepciune. Înțelepciunea este să vezi dinainte. Cum spune proverbul românesc, omul înțelept, gospodarul înțelept, vara face sanie și iarna face car. Adică exact cu bătaia lungă. Înțelepciunea, în sensul spiritual, a descoperit zădărnicia vieții. Că orice adune aici n-are rost, că totul este pieritor, că tu însuți pieri. Și de aici se naște nevoia de a avea un sens. Pentru ce trăiești? Care e sensul vieții tale? Deci înțelepciunea se gândește și evaluează viața și valorile aparente sau reale în perspectiva sfârșitului. În cartea The Seven Habits of Most Effective People, Stephen Covey, e o carte de valoare, spune că înțelepciunea începe cu un exercițiu de imaginație. Ce ai vrea să scrie pe epitaful tău? Sau ce necrolog ai dori să fie citit? Imaginează-ți că ai murit și nu-ți citește necrologul. Ei, ce ar putea să scrie ca ceva care rămâne și nu doar blablaul că s-a născut și a trăit și a murit? Asta e înțelepciunea. Iar credincioșia este definit în însuși text. Credincios și, deci, robul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea cuvenită. Vă zic că credincioșia este nu să fii credincios doctrinei. E ok, dar asta nu este nimic, este doar teorie, este o dedicare ipotetică, teoretică, care nu are substanță. Credincioșia însemnează să fii consecvent și atent cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Să dai hrană celor care sunt flămânzi. Slugile sunt cei din jur, flămânde fără posibilitatea de a-și procura hrana. Și vezi, chiar în însuși acest exercițiu de a dărui, cel înțelept își găsește fericirea. Nu doar fericirea finală la venirea Domnului Hristos, ci fericirea de a sluji. Este atât de mare bucuria aceasta, încât depășește orice altă satisfacție sau plăcere a vieții. Robul înțelept și credincios este destul de ușor de scanat, de reprezentat, pentru că este cristalin, este univoc, nu are contradicții, conflicte. Al doilea actor al acestei parabole este robul rău. Noi, în general, definim răutatea prin atitudinea negativă față de semeni. Și s-ar putea ca să nu spunem chiar bine, chiar dacă o anumită parte se regăsește. Însă eu cred că sunt oameni răi care sunt foarte politicoși și amabili, care
au o viață impecabilă în ceea ce privește viața socială, pentru că acolo te întâlnești cu semenii. Numai că răutatea nu trebuie evaluată după vitrină, ci după ce este înăuntru. Iar răutatea, Scriptura o definește prin atitudinea inimii sale față de Hristos. Cine este Hristos? Știm, este Mântuitorul fiului David, mă rog, Maria, istoria, a murit, a înviat, va reveni. E totuși altceva când te referi la relația cu Hristos, la modul în care tânjești după El și nu poți tânji decât dacă ai o experiență zilnică de întâlnire cu Hristos. Ce spune stăpânul, rectific, ce spune robul rău? Și asta e prima trăsătură definitorie a robului rău. Zice în inima lui, stăpânul meu vine, e clar, e adventist, nu neagă a doua venire, nu pune niciun fel de îndoială, este absolut sigur și e clar că robul, că stăpânul meu vine. Este un singur detaliu care ține de timp. Zăbovește. Adică nu e iminentă venirea lui. Cred în venirea lui, dar nu e chiar acum. Și știi că e foarte interesant, noi înșine avem un program al vieții, avem anul acesta, anul viitor, ne facem planul, deja firmele de, sau agențiile de turism ne solicită să ne programăm vacanța anul viitor. Unde vreți să mergi? Păi vreau și eu să văd coasta de vest sau să văd, știu, Balearele sau bla bla. Și noi ne gândim în modul foarte realist și foarte pragmatic la modul în care ne orânduim banii noștri, viața noastră, prospectele vis-a-vis de, știu, de viață, de obiective de realizat. Uite, am copii de crescut și eu mă gândesc de acum că poate că în vreo 8-10 ani nepoata mea se va căsători. Oare ce voi? Deja mă gândesc în timp și toate aceste obiective pun o perdea, cum e perdeaua de ploaie sau de ceață. Și noi trăim efectiv în acest cerc mărunt până la perdea. Iar dincolo, vine Iisus, dar nu acum. Dar nu este simțământul că ar putea să fie momentul întâlnirii cu Hristos. Și aici aș vrea să dezvolt o tensiune. Dragul meu frate era adventist, a plecat ca adventist din România, dar în Canada, în contextul capitalismului liberal, a fost afectat și avea destule discuții cu mine că, ce vorbești tu, ce să vine, mai e timp, ce lege duminicală, nu vezi că sunt libertăți, sunt cutare și, cum a fost atât, ce au spus apostolii, noi care vom rămânea, dar ce, au rămas, au murit și ei, n-au rămas și cine știe, bai, sunt încă ani, sute de ani. El era realist și îmi spunea, ăia de la 1844 n-au zis și ei că vine curând, părinții, străbunii, străbunicul sau bunicul, nu spunea, trebuie să fiu gata. Vezi, ăștia sunt idealiștii care nu trăiesc cu picioarele în realitate. Ei au o himeră în față, cred în ea, iar realitatea le scapă. Și aș vrea să vorbesc înainte de toate de ce însemnează curând. Iisus de 5 ori cel puțin spune în Apocalipsă, iată eu vin curând. În limba greacă curând se traduce prin, sau este tahy, de acolo tahograf, adică apropo de viteză, înregistrează viteza la tiruri, tahy, grav, repede, care semnează și repede sau și
nu departe în timp curând. Deci are două sensuri, repede sau curând. Atât realistul cât și idealistul se întâlnesc față în față cu timpul revenirii Domnului Hristos. Unul spune zăbovește, altul spune curând. Gândește-te doar la un lucru. Mâine ar putea să sune telefonul la salvare. Cineva drag să spună, veniți repede că a căzut inconștient, o avea un AVC, o, știu, un infarct. Și să nu mai fii, să nu mai fiu. Iar întrucât viața este atât de precară și oricând poate surveni moartea, nu există o lege că după 80, nu, alții au murit la 40, la 50, la 30, la 20, la... Dar nu există termen. Viața noastră atârnă de un fir de păr și noi ar trebui să fim foarte conștienți că trăim în așa numita mica escatologie. Și ce înseamnă asta? Că sfârșitul, la scară mică, la scară individuală, poate fi în noaptea aceasta. Cum spunea Mântuitorul în parabola bogatului care i-a rodit țarina, nebunule, în noaptea, chiar în noaptea aceasta, se va cere viața. Păi dacă este așa, dacă într-adevăr tu nu știi dacă mâine nu va cădea o cărămidă în capul tău într-o furtună sau te va călca mașina sau un cheag de sânge, o, istoria cheagurilor acum este foarte la modă, la foarte notorie. Curând poate să fie acum, la noapte, mâine. Cât despre mare escatologie, când este acest curând? E nevoie ca să discut puțin despre mare escatologie, ca apoi să ne referim la robul rău care se referă la, știu, făgăduința escatologică. La căile ferate, dacă vrei să iei un tren, te uiți pe mersul trenurilor și știi că la ora 2 și 14 minute fix, trenul pornește. Orarul mersului trenurilor nu ține cont de cât de punctual ești tu. El merge pentru că așa a hotărât și așa merge. Iar dacă tu nu te încadrezi în timp, poți să ajungi și 15 minute și să faci cu mâna la ultimul vagon care fuge departe de tine. Cu Dumnezeu nu este așa. Marea escatologie sau escatologia care nu privește individul, ci toată lumea, tot mapamondul, cele 8 miliarde de oameni, nu este ca și cu orarul CFR când Dumnezeu a hotărât că în data de cutare voi veni, iar voi, că sunteți sau nu gata, vă iau ca din oală. Este exact ca și cu medicul și bolnavul. Să zicem că m-am operat. Și am ieșit și eu din anestezie, încep să revin în realitate și vine doctorul în vizită. Mă examinează, mă întreabă un alt, așa voi întreb și eu, domn doctor. Prima întrebare, când plec acasă? Când îmi dai drumul? Și să nu crezi că doctorul scoate din buzunarul cărticică și spune la hernie inghinală 3 zile. Nu, zice, depinde de tine. Dacă te faci repede bine, dacă n-ai complicații, în 2 zile pleci. Dacă nu, te țin și 2 luni. Întrucât Dumnezeu a stabilit planul de mântuire și întrucât i-a dat omului libertatea de alegere, Dumnezeu, ca și medicul, este dependent de modul în care se vindecă omul sau nu se vindecă omul. Ți-amintești ce scrie în Geneza 19:22, unde este vorba de Sodoma și Comora, când îngerii au scos cu heirup pe Lot și pe ai lui și pe cei doi, la Lot cârmâr, că nu prea vrea să meargă, nu pot. Grăbește și la un moment dat în versetul 22 spune grăbește-te că nu pot face nimic
până n-ajungi la munte. Păi el trebuia în zorii zilei să arunce focul. Dar îngerul spune, până tu nu ajungi acolo, doi actori, Dumnezeu și omul, medicul și bolnavul, până tu nu ajungi acolo, eu nu pot face nimic, pentru că scopul meu nu e să aduc o ghilotină de timp și ce-o fi, o fi, ci să vă salvez. Ori, până când nu se decide fiecare individ de pe planeta aceasta, pentru sau contra, Dumnezeu nu poate veni, pentru că scopul e salvarea, scopul e vindecarea bolnavului, eliberarea lui de boală. Iar ceea ce îți trebuie ție, ceea ce ai tu nevoie, este să te identifici cu voia lui Dumnezeu, să te pliezi pe voia lui. De aceea, în a doua Petru, capitolul 3, Petru spune, așteptând și grăbind, că dacă pot și întârzia revenirea, cum spune Sora White, pot să și grăbesc revenirea Domnului Hristos. Și cert este că lumea de astăzi, în mod absolut, este atât de prinsă în tornada păcatului și a înstrăinării de Dumnezeu, încât eu cred că această generație care mi urmează mie, e o generație pierdută și atunci nu va mai fi nimeni de mântuit. Și atunci cum rămâne cu idealistul care așteaptă acum, azi, să fiu gata față de realist? Realistul, într-adevăr, el vede doar ceea ce este aparent și nu poate vedea modul în care gândește Dumnezeu. Iar timpul, nu uita, sunt două feluri de timp. Timpul fizic, tic-tac, tic-tac, și timpul psihologic. Ți amintești în Geneza 29 cu 20 spune că Iacov, lucrând 7 ani pentru Rahela, cei 7 ani s-au părut ca câteva zile. Foarte interesant. Pentru că o iubea. Iar atunci când este dragoste pentru Dumnezeu, atunci timpul nu mai e timpul fizic, ci devine timpul psihologic. Atunci totul este altfel perceput. Și doar cine are nădejdea idealistului, 1 Ioan 3:3, nădejdea aceasta ne curățește. Ai văzut? Curăția este dependentă de activarea nădejdei advente și a speranței. Ce face însă omul rău? Robul cel rău. El zice, nu tare, că rămâne adventist, crede în doctrină, dar în inima lui are alte priorități și spune, ok, vine, dar nu acum, acum am timp de prioritățile mele. Și ce urmează dacă dispare simțământul iminenței și nevoia de a fi gata acum, de a fi în relație cu Dumnezeu? Pentru că a fi gata nu înseamnă să fii îmbrăcat în costum sau să îți aranjezi casa sau să faci testamentul. A fi gata înseamnă să știi că ești tu și sus o viață în doi. Automat, cine n-are nădejdea aceasta, nu se curățește, ba din potrivă, se degradează. Și se degradează în două direcții. Începe să bată pe tovarășul lui de slujbă, tovarășul lui. Și ce înseamnă aceasta? Chiar azi, înainte de a intra în programul acesta, de a transmite mesajul, mi-a trimis cineva, un necunoscut, un mesaj, un clip în care niște adventiști, nu știu unde, era în limba spaniolă și nu o înțeleg, ardeau cărțile Sorei White. Asta e biserica. Auzi? Bate. Critică. Și dacă vrei să critici, găsești la toți. Păi n-au găsit și lui Hristos motive să-l critique. Da, la mine un om păcătos sau la tine un om păcătos. Ochiul critic este mărturia că lipsește dragostea. Iar lipsește dragostea pentru că nu e Hristos acolo și nu ți-a numit inima și ești egoist. Doar egoistul critică, doar cel mândru se supraordonează și critică. Nu știu cum e la voi, dar ori de câte ori vezi pete, vezi minusuri, bați pe tovarășii tăi de slujbă.
Și în biserică nu mai e plăcere. Ce să vin, frate? Că la noi în biserică ăla e așa, ăsta e așa, pastorul, vai de el, ce vorbi? Și începi să cauți, să scapi de frustrare și să cauți satisfacția în altă parte, unde să mănânce și să bea cu bețivii. Auzi, cât mai e până trece sabatul? Că abia aștept să văd meciul. Bucuria mea nu e sabatul, o fac, țin sabatul ca să nu intru în coliziune cu Dumnezeu. Dar plăcerea mea este să văd un film, să mă duc să socializez. Dar mai rău, să încep să consum ce mi oferă lumea. Pentru că lumea oferă o paletă atât de multicoloră de tot felul de entertainment și de plăceri. Să mănânc și să beau cu bețivi. Acest tip de adventist are un destin. Se cheamă soarta ipocriților, hipocrites în greacă, a fățarnicilor, iar soarta lor este ca să fie efectiv puși în adevărata realitate. A trăit o viață dublă, adică adventist de sabat, dar de fapt cu inima lume, va fi tăiat în două. Asta este, va fi tăiat în două. Adică în sfârșit fățărnicia aceea, imaginea integră, va fi dată pe la o parte să se vadă duplicitatea vieții. Dragul meu, aș vrea să mă apropii de încheiere, să vorbesc ce însemnează de aceea fiți și voi gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În 1914 a început primul război mondial. Și la 5 decembrie, în ciuda faptului că Anglia se angajase în război, pornește expediția imperială transantarctică condusă de Ernest Shackleton. Intenția lor era să ajungă cu corabia lor, să ajungă într-un punct al Antarcticii și să străbată dintr-un capăt, trecând prin polul sud, până în celălalt capăt. Adică pur și simplu să facă un drum pe care nimeni nu l-a făcut. Era în joc onoarea Angliei. Și vasul Endurance cu care au plecat, sigur, aveau și câini, 90 de câini, sau câți câini aveau, destui, au plecat cu mâncare, cu totul, tot ce trebuia, un echipaj de 28 plus Shackleton 29. Necazul este că abia au ajuns, era vara poară, în decembrie, abia au ajuns în Marea Wendel, la știu câți kilometri de câteva sute de kilometri de coasta Antarctică, unde trebuia să ajungă, și au fost prinși între ghețuri. A fost o vară neobișnuit de rece. Imaginează, în timp de 10 luni sunt imobilizați între ghețurile din Marea Wendel, până când vasul Endurance este zdrobit de gheața care se strânge, de clește, și ei cu ce pot se scapă pe o banchiză, și banchiza este dusă de colo-colo. 5 luni stau în derivă pe banchiză, apoi, pentru că gheața se fărâmă, intră în bărcile de salvare și cumva curenții duc pe insula Elefantului. O insulă neprietenoasă, o insulă în afara rutelor maritime, dar erau măcar pe o insulă. Mâncarea, ce puteau găsi? Un pinguin, o focă? Dar după ce trece o vreme și își dau seama că scopul lor nu e să supraviețeze pe insulă, pe pământul ăsta, acum e paralela, ci trebuie să ajungă acasă. Ce fac? Că sunt izolați. Shackleton cheamă 5 oameni voluntari, îi alege pe cei mai buni și hotărăște să plece pe o barcă. O barcă de, știu, câțiva metri, 7 metri lungime.
o barcă, cu vâsle să străbată cel mai furtunos ocean, oceanul Arctic, în zona aceea, unde se întâlnește Atlanticul cu Pacificul, este dezastru. Unde apar, cum să spun eu, valuri imense de 30 de metri, unde furtuna apare din senin, 1300 de kilometri să meargă pe oceanul gol, pe o barcă, pe o coajă de nucă, neavând decât ce au putut scăpa un sextant și un cronometru. Ei bine, pornesc pe 24 aprilie 1916. Și cum au intrat în mare, o furtună 16 zile îi bântuie și zi și noapte, continuu scot apă din barcă, la un moment dat se tem că nu vor mai ieși la lumina zilei. O furtună cumplită îi acoperă și miracolul se întâmplă că pe 10 mai 1916 ajung acolo unde era destinația, îi studiaseră curenții, pe insula Georgia de Sud, care au o insulă de baleniere. Numai că insula avea două coaste, coasta de est și coasta de vest. Și pe coasta de est erau balenile, nu pe cea de vest. Curenții duc însă acolo. Ca să mai meargă cu barca, nu le dădea voie curenții. Și atunci, el, Shackleton, ia încă doi tovarăși, înarmați doar cu o testlă și o funie de 50 de metri, și pornesc să escaladeze un munte de 3.000 de metri, și nu era doar munte, ghețuri, prăpăstii, crevase, punți înșelătoare, muchii, căderi, torente, cascade, să traverseze acest lanț uluitor. Incredibil, 36 de ore, fără odihnă, fără mâncare, uzi, continuă să umple. Și amândoi, toți trei simt că cineva e cu ei și că abia trec peste o punte și puntea se fărâmă, ah, dacă eram acolo. Este nevoie să coboare cascade de 30 de metri și cu funia își dau drumul unul după altul în apă. Umplă în apă până la mijloc, până la brâu, în apă rece și miraculos pe 20 mai ajung la baleniere. Ăia s-au speriat când i-au văzut. Bun, au ajuns cu bine, dar cum, ce facem cu băieții ceilalți? Un vas cu abur pornește să se îndrepte spre insula elefantului, acolo unde erau abandonați ceilalți. N-au reușit, pentru că ghețile închid drumul. Se întorc. A doua încercare, a treia încercare, sunt tot felul de societăți de binefacere, să chiar și guvernul Argentina se hotărăște să-i ajute, nu reușesc. Și oamenii spun, domnule, ce să facem? În fine, guvernul Chilian a hotărât să-i mai ajute odată. Și imaginează-ți că se îndreaptă barca, vaporul, se deschide culoarul și ajung pe insula elefantului și spre marea lor uimire, 22 de băieți stau pe mal cu saci în spinare, doar să intre în corabie și să plece. Uluitor. Era 30 august 1916. Reușesc să iasă și în spatele lor se închide culoarul prin plăci de gheață. Miracol. Și când ajung în sfârșit în larg, când în sfârșit știu că sunt salvați toți, unul nu piere, Shackleton îi întreabă uluit, spuneți-mi voi, de unde ați știut că voi veni chiar azi? Sir, spune locotenentul lui, în fiecare dimineață spuneam băieților, băieți, strângeți bagajele, faceți-vă sacul, alinierea pe mal, poate că azi vine salvarea. N-am găsit o ilustrație mai de impact și mai formidabilă decât această experiență a așteptării. Dacă tu te simți bine pe insula elefantului, pe pământul ăsta morbid, dacă te simți bine cu planurile tale, pierzi. Va veni și nu te va lua, pentru că vei fi la pescuit sau la golf sau la club sau la film. Fii pregătit. Timpul este acum. Ai de ales să fii între realist, realistul spune ce, mai n-au zis și alții, sau idealistul care are o relație cu Hristos și pentru care timpul nu se măsoară fizic, ci se măsoară psihologic, spiritual. Mă rog ca Dumnezeu să-ți ajute să te recunoști unde ești,
să faci schimbarea care trebuie, pentru că în ziua aceea soarta va fi încheiată. Nu va mai fi putință de modificare. Dumnezeu să-ți ajute și ție și mie. Amin.